În minutul 6, asta e clasamentul. Mă scuzați. Asta este clasamentul. Craiova este fix în spate Rapidului, e adevărat. O să trebuiască să punem și Craiova de acum în toată povestea aceasta. Până acum, până la victoria de la Galați. Da. Acum, crezi că mai are șanse la titlu? Greu, dar nu imposibil. Depinde de meciul ăsta cu CFR Cluj. Foarte important meciul cu, da, de sâmbătă cu CFR Cluj. Dacă, da, câștigăm, egalăm la puncte, iar moralul tău este peste al lor, da, care e alt lucru pozitiv. Numai că mai există o echipă mai sus. FCSB-ul, da. Asta spun, adică dacă egalezi CFR-ul, e bine, dar asta nu înseamnă că... Nu e suficient. Nu e suficient. Da, da, cu punctele înjumătățite ar fi 4 puncte între Craiova. Trebuie și să vină la Craiova, Remus. Da? O bună observație, să ne întoarcem un pic la meciul acesta, o bună observație a jurnalistei care a pus întrebările despre oameni care au venit de pe bancă. Da. Kevin Sony este schimbat în minutul 65, minutul 73, e scos un mijlocaș și da, e pus un atacant, pus un atacant, în minutul 73, Cluj face 3-2. Da, dar nu e neapărat, cred, o greșeală a antrenorului, cât lipsa soluțiilor bune de pe bancă. Asta e, da, n-are el a avut trei copii, Pănoiu, El Saui și Cârjan. Deci El Saui fără meciuri, Cârjan fără meciuri, Sony semi-accidentat. Semi-accidentat. Tsumu semi-pregătit. Retras. Retras. Deci Tsumu, eu nu înțeleg, e același Tsumu. Arată că e mondialul de rugby, da. Noi am pus imagini de când era la FCSB și a dat gol. Este 40% mai plinuț. Nu, acum e 40% mai plin decât atunci. Era o chestie așa, cât degetul și acum, da, nu știu. De ce? Astea sunt opțiuni. Nu sunt soluții, da. Nu. Are o problemă. O bancă de campioană nu e. Da, are o problemă mare, da. Are o problemă. Cred că toate echipele au bancă. Craiova are o bancă mai bună. Craiova are bancă bună, da. CFR, da, nu știu. CFR a... FCSB are bancă mai bună, în principiu. Bine, acolo depinde de cine e pe teren, cine e pe bancă și nu se judecă asta, terenul și banca. Are bancă bună și pe bancă și în afară bancă bună. Are bancă, da, bună. Da. Acum, sigur, luând în considerare că era prea complicat 4-3 echipe, dar v-am spus că o să punem și careva, cu ce formații mai joacă până la sfârșitul anului, acestea trei? Foarte interesant, da, că e important cum iernezi, da, pe ce loc. Rapid are așa, Botoșan voluntar, Petrolul Faru, vă spun repede ca să vedeți. Bine, mi se pare. Program bun. Program bun. CFR Craiova, FCSB, Sepsiu Cluj. Foarte greu. Foarte greu. Aha. FCSB, Oțelul, CFR, Herman Ștadiaș. Bun. 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 Dar cel mai bun e Rapidul. Singura problemă care are ultimele două meciuri în deplasare cu Petrolul și cu Faru. La cum are CFR programul, Mandorlini nu rezistă până... Nu, eu ziceam de Rapid. Rapid are ultimele două. Da, Rapid are, da. Cu Faru o să aibă probleme. Da. Cu Gică, dar Rapid, dacă trece ușor peste povestea asta, vă spun, 17 zile, cred că ceva s-a dereglat acolo. Nu... Bine, da, ei au făcut pregătire, sigur au făcut și ceva meciuri amicale în perioada asta, că nu stai... Da, dar meciurile... Dar te scoate din ritm, da, din ritmul campionatului, campionatului, competiției. FCSB joacă slab. Bine, Dinamo în fine. După care CFR joacă slab. Jucători care, echipe care vin. Oțelul, Galație, numai Craiova a zburdat. Da, repriza a doua, da, am jucat, da, foarte bine. Pentru că bine. Oțelul a jucat ce acuza Bergoi despre propria echipă. Noi ei, tot timpul balans între două, da, porți. Asta e. Exact așa. Ruletă, da, rusesc. Da, ruletă rusesc. Da, sunt echipe care sunt foarte comode când joacă deschis, când e meciul, da, deschis, da, da, cum e Barcelona, pe spații, da, da, cum e Real Madrid, da, așa e Craiova. Noi pe spații suntem o echipă foarte rapidă și precisă, așa e Ucluj. Da. Ucluj mi s-a părut, da, astăzi cu spații, da, o echipă imprevizibilă, da, o echipă care poate să bată oricine. Da. Haideți să vedem după Dinamo FCSB de ieri, gestul lui Haralambus, pe care nu l-am sezizat ieri, dar eu am crezut că vreau să dea mâna cu cineva. Da. Bun, după care ne-am dat seama că Haralambus face un gest pe care îl vom blura în momentul în care e înjurat. Părea un om echilibrat. Oricum e gestul. Arăta degetul mijlociu. Ca să gestul urât, Radu, indiferent. Dacă... Ce cu el? N-are aceeași semnificație ca în America.
Gabi e gestul urât, Gabi. Nu, poate am vrut să zic că suntem pe locul și mai ales că tu ești... și a arătat un deget. Tu practic ești emblema unui club, antrenorul unui club. Tu nu poți să faci așa ceva. Este... Imaginează-ți, de exemplu, liderul Spaniei, acum Girona, să arate Michel degetul cuiva. E urât, sincer. Dar nu, ar putea fi suspendat. Nu e corect să scoatem din poveste nici gestul suporterului, dacă l-a scuipat. Da. Da, bineînțeles. Nu, bineînțeles. Extrem de grav. Da. A scuipat? Așa înțeleg, am înțeles din știrea citită. Dar oricum, Rebus, nu poți să faci. Nu, nu, nu. Este Girona are 1-0, apropo. Pe rămâne inadmisibil. Rămâne pe locul întâi. Da, nu e regulă ce a făcut Haralambus, dar să nu înțeleagă lumea. Nu, nu, nu. Și că mergi la stadion și inacceptabil. Ai voie să scuipi jucători, să înjuri. Da, bun. Inacceptabil gestul de un prost gust de ăsta, de cras. Dar tu ai alt statut acolo. Tu, ca oficial, n-ai voie să întorci gestul de genul ăsta. Nu ai voie. Niciodată. Pentru că... Nu ai. Nu, nu, nu. Asta e ideea. Rămâne grav. Da, rămâne grav. După care Burcă, în conferință de presă, să zicem ce spune, s-a enervat, am senzația, Burcă și a primit niște replici puternice. A fost anesteziat aproape la flash interview. A zis mai multe la conferința de presă de ieri pe care n-am putut să mai dăm, să vedem acum unde se mă. Cred că curajul face parte din valoare. Jucătorii care sunt curajoși și sunt valoroși. Noi aducem, identificăm niște jucători cărora noi trebuie să ne rezolvăm problemele, nu ei vin să ne rezolve problemele noastre. Încă o dată, eu respect foarte mult jucătorii, îi susțin, le acord încredere, dar e clar că va veni un moment în care se va trage o linie. Începând cu mine, apoi și cu ei, pentru că Dinamo nu stă după nimeni, nici după mine, nici după ei. Istoria acestui club este importantă, iar ei au crescut cu Dinamo ăla, care câștiga campionate, care avea jucători de valoare, jucători cărora nu le era frică, care aveau determinare, care aveau agresivitate pe teren. Ei sunt obișnuiți cu Dinamo ăla. Dinamo ăla a murit. Noi, anul trecut, am rescris codul genetic al acestui club. Suporterii, nu noi. Dinamo nu mai are în spate tot ce a avut odată, și nu vreau să intru în altfel de discuții, dar Dinamo a renăscut din pasiunea oamenilor. Istoria lui Dinamo e scrisă acolo și e frumoasă, dar oamenii trebuie să înțeleagă că trăim o altă eră. Ar fi important pentru Dinamo ca Mircea Lucescu să vină să dea o mână de ajutor, indiferent sub ce formă. Cum vi s-a părut derbiul? Nu prea a fost derbi. Nu prea a fost derbi. Cum vi se pare declarația lui Burcă? Ăsta nu mai e Dinamo, rescris ADN. Florin Prunea la... Da, și el are o vină atunci. Când n-a reușit să ducă Dinamo unde este locul. Păi a adus Dinamo în Liga 1. Da, a adus. Da. Cu aceeași echipă. Cum arată Dinamo? El spune de jucători, cei care sunt curajoși și au și valoare. Eu nu cred că e așa. Se referă la resurse în general, că nu mai are nimic Dinamo, de club mare. Nu mai are resurse de club mare. Nu, dar ei n-are jucători de valoare. Eu pot să fiu curajos, să mă arunc pe teren ca Besmeticu, ca valoare. Da. Curajul și valoarea nu sunt același lucru. Da, ceea ce vreau să spun la el este că dacă ai valoare, te temi într-un astfel de meci, într-un derby. Dar poți să zici cei care au valoare sunt curajos? Asta da. Da. Asta da. Sau, nu, deci nici asta nu e. Poți să ai un jucător valoare, fricos. Adică el s-a referit... Valoros, dar când e de tare de luptă, să fie fricos. El s-a referit la momentul intrării în posesia mingii. Că au greșit, au dat niște pase în afară, deci au făcut niște greșeli copilărești ieri jucătorii. A fost tensiunea mare și probabil că s-au fi și speriat de miza meciului. Da? Gabi, se poate greși, da. Dar nu Dinamo n-a stat în acest meci. Înțelegem că el va pleca, Remus. Am văzut și eu. De la Dinamo și spune, se va trage o linie, se va începe cu mine. Se va duce o să aducă un antrenor străin, înțelegem. Dar el îl va alege. Foarte interesant. Da. E interesant că mi-a zis cineva că Dinamo a cedat vestiarul la seară. Că vestiarul gazdelor a fost al oaspeților, de fapt. Dacă așa a fost, mi se pare o conducere foarte slabă. Ești gazdă pe arena, iei vestiarul gazdelor. De ce să fie FCSB în vestiarul gazdelor? De ce s-a făcut asta? N-avea niciun motiv să facă asta. Motiv trebuie să fie. Dinamo avea dreptul să aleagă ca gazdă. Da, corect. Da. Și accepta că FCSB să se schimbe vestiarul gazdelor. Nu știu ce legătură are asta. Adică. Păi nu, dar e o chestie de superstiție. Nu, de imagine, de asta. Da, e același vestiar. Bine, haide să mergem, că n-avem timp deloc. Până la urmă, minutul 29 era penaltiul pe care a cerut Matei în meciul de mai devreme. Da, așa e, haide să-l vedem, că
A, deci nu faza aceea. Asta, asta, asta de aici, da, 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 am spus, asta era, asta era, da, da. La 1-0. Nu la 1-0. Deci la, înainte de golul celor de la Sepsi. Da. Eu zic că poate să fie penalti la asta. Pare să-l calce, nu? Da. Dacă îl calcă, e penalti. Da, uite. Îl calcă cu piciorul. E și o reluare unde, din, nu avea reluarea de jos, e și o reluare de jos. Îl calcă. Da. Dar îl calcă, însă era la 1-0, pe care Sepsi a dat gol. Dacă era la 1-1, era o problemă. Da, da, da. La 1-0 e istorie contrafactuală, că nu știi ce s-ar fi întâmplat. Da. Se făcea tot 1-1, cum a fost. Da. Nu știi dacă mai dădea. Da, corect. Da, Matei, același Matei, dacă mai dădea golul. Era altă istorie, se bifurca cumva. Dacă și arbitrul rămâne. Lor. Gestul Nițului, hai că să-l vedem și pe ăsta, la, gol, la golul victoriei celor de la, de la FCU. Aici, pentru că e lăsat pe partea aia, disperarea, uitați-vă disperarea portarului. Da, tam, 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 da. Înnebunești, îți vine să rup totul de pe tine. Da. Nu tu, da, cum că dă singur Caiafa, în care un mic. Veșmintele, da.